Bună, dragilor! Astăzi este miercuri, este 7:15, nu am reușit să filmez deloc. Ca de obicei am avut foarte multă treabă, m-am apucat de făcut ordine prin dulapuri, m-am axat așa pe casă, mi-am spălat perdelele, plus că mai am și alte lucruri de făcut. Așa că m-am gândit să filmez în seara asta Back to School. Să încep o parte de vlog astăzi și să o finalizez mâine. Și acum ne pregătim să mergem la McDonald's să popăm ceva. Chiar ne e poftă de McDonald's și mă gândeam așa ce să fac să mâncăm. La amiază am făcut mămăliguță cu brânză, cu smântână, cu ou, cu parizer prăjit. Așa că pe seară chiar nu știam ce să pregătesc. Sperie, Marc. Așa că mergem la Mac, ne luăm fiecare câte ceva păpăm, după care ne întoarcem și eu o să merg să filmez Back to School. Voiam să fac și plăcintă cu dovleac, dar avem un câine, dar nu reușesc, că deja e 7:00, până mergem, până iau mașina să face 7 și... Până ne întoarcem, undeva pe la 8, cred. Așa că nici nu mă mai agit. Mâine cred că o să fac ciorbă de sfeclă roșie cu smântână. Și poate că o să fac mâine plăcinta de dovleac. Sunt foarte multe treburi de făcut, foarte multe lucruri de pus la punct, mai ales și cu începerea școlii și, în general, trebuie să te ocupi și de copii, trebuie să faci activități cu ei și teme, să-i duci și afară, să faci și mâncare, să te ocupi și de animăluțe. Trebuie să o duc și pe Mini la plimbare când mă întorc acasă. Și pare că acum, cum se întunecă mai devreme, parcă nu mai e același spor. Nu mai am același spor de făcut treabă. Somnul mă ia mult mai repede decât de obicei. Nu mai vorbesc de acea perioadă în care se întunecă pe la 5 fără, deci atunci nici nu mai zic. Mă ia somnul foarte, foarte devreme și parcă mă moleșesc așa cu totul și parcă nu mai am chef de nimic. Și oricât aș încerca să pun eu așa lucrurile cap la cap, de la începutul zilei, de dimineață, și nu e ca să zici că am o dimineață în care mă, nu știu, întind așa mult și lenevesc să nu fac treaba. Deci nu, mă trezesc de dimineață, îmi beau cafea, mic dejun, după care intru în treabă. Dar degeaba, nu am, nu știu, nu am acel spor. Astăzi am tras și un pui de somn de la ora 4 până la 5, cam așa, pentru că eram foarte, foarte obosită, foarte dărâmată. Și mi-a prins foarte bine, m-am trezit așa foarte, foarte bine, foarte odihnită, parcă m-am trezit un alt om, cu toate că în momentul în care m-am trezit am fost așa un pic de, nu știu, amețită, aveam așa o durere de cap, dar a trecut așa instant. M-am spălat pe față și mi-am revenit. Ce e? Ce e? Ți-a per casa? Da? Ți-a per casa? Iorușe! Încet, încet, că îl sperii. Și să nu dar cadă uite, jos, mama. Uite, el se oprește când vine la mine. Vezi să-l ții bine. Poate îl tragi tare și alunecă și, Doamne ferește, dă cu cotul, cu capul. Are acasă cotiere, genunchiere, cască și nu vrea să le poarte niciunul. De fapt, cascasele ne chiar am dat-o zilele trecute. Pentru că i-a rămas mică, dar cotierele și genunchierele le ai. Da? Tu ai pe roz și Marc pe albastru. Și a avut și Selena mai devreme rolele, dar rolele ei sunt praf. Deci rolele astea pe care le-am luat din Jumbo pentru Marc sunt ok. Merge bine, nu are probleme. Rolele Selenei le-am luat tot din Jumbo. Foarte nasoale, deci nu vă recomand să luați așa ceva. Sper să nu uit să vi le arăt când ajung sus. Oribile, deci le-am luat în picioare, că Selena a zis că nu se descurcă cu ele și am zis hai că o să le folosesc eu, că și mie îmi place să mă dau pe role. Da, a venit toamna! Dar nu poți să mergi cu ele. Eu nu vă recomand. Așa că le-a dus, să nu lovești vreo mașină, le-a dus sus
Și o să-i cumpărăm altele, la o calitate mai bună. Mai scumpe, dar măcar sper să fie bune. O să citesc și niște recenzii pe internet să vedem. Marc, deocamdată e bine cu aceste role. Îmi place toamna! Îți place toamna? Am fost la lac, Selena a sărit coarda. De 40 de ori. Când eram mică, săream coarda și făceam și X, săream și pe spate. Adică dădeam coarda din față pe spate. Așa, 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 așa. Așa, da. Dar trebuie să exersezi. Păi da, dar când mai mergem la McDonald's? La Florino? Păi nu, mama, că e târziu. Deja se simte așa un aer mai rece, mai tomnatic. Mie mi-e frig. Mai devreme aveam pielea găinii. Am ajuns la Mac. Mâncăm afară pe terasă. Mi-a luat cartofi dippers, Big Mac, aripioare picante, cartofi și cheeseburger. De fapt, am luat un meniu Big Mac cu suc și cu cartofi. Pentru noi trei este suficient. Suntem la ora de sport. Am mâncat bine. Bravo! Și-au trecut la sport. În afară de mine. Eu n-am chef. Am luat și maimuțica asta la plimbare. Este 8 și 10 și eram sigură că o să treacă de ora 8, să se facă 8, 8 și ceva până mă întorc de la Mac. Așa că facem plimbarea. Ăștia doi se ceartă, se împung unul cu altul. Nu se înțeleg deloc bine. Mergem să filmăm Back to School. Și încet, încet ne băgăm și noi în pat. Până filmez, până editez clipul, până răgușesc. Hai. Așa. Așa. Încet, încet, că le facem încet. Nu trebuie să ne grăbim. Ce faci, Marc? În fața blocului mergem să mai stăm. Pășerica. Păseric. Păseric, bună dimineața! Bună dimineața, păseric! Oh, wow! Dă-și pop! Oh. Dă-și pop! Oh. Pop! Ce drăguț, e umflat! Bună dimineața de la cafea! Mai devreme am popat. Îmi servesc cafeluța. Între timp am pus și niște vinete la copt. Astăzi vine Bogdi acasă și vreau să pregătesc mai multe bunătăți, să-l așteptăm cu bunătăți. Auleu, ce m-am fript. Așa. Și miroase atât de bine a vinete. Miroase în toată casa. Rica ți-a zis. Păsărica. Păsăric. Păsăric. Dă pup. Dă-i un pup, Selenei. Dă-i pup, mama. Păsăric. Selena vrea să vă arate că i-a venit ciocolata Dubai. Ciocolata Dubai. Uitați ce groasă e. Da, chiar că e groasă și ce, și grea. Ce grea este. Și o încercăm și noi pentru prima dată. Am făcut odată, dar nu a fost nasoală, doar că n-am avut cataif. Da. A fost bună și cea pe care am făcut-o. Și avem două. Da. I-am dus acum asta jos. A costat 48. 48-49 de lei. 8, 8, 8. Și dacă sunteți interesați, o găsiți la Atelier Bohème. Am comandat o săptămână trecută, nu mai știu, oricum în 7 sau 8 zile a venit comanda. Cred că au, da? Cred că au foarte multe, foarte multe comenzi. A venit foarte bine ambalată și ne-a pus și o tablă din aia, așa, o tablă, tabletă, cum să zic, pastilă din aia de gheață, de gheață, ca să țină bine, să nu se topească. Hai, desfă-o să vedem. Și dacă vreți să vă comandați, trebuie să scrieți Bohème ciocolată Dubai, așa am scris și eu și mi-a dat. Da. Mai dau emoții. Mai ce emoții. Trebuie să-mi iau și o papuce aici, picioare. Acum încercăm. Oh my god. Vreau și eu. Mamă.
Dă-o și lumea puțin. Mamă, cum arată. Hai, e plină cu... 3, 2, 1 și... Stai să simți gustul. E bună? Nu. Nu, a? Nu. Vrei să gusti? De nicio. Ține-o pe asta, stai că ne... Vezi că curge ca taiful. Curge fisticul ca taif, ce-o fi. Ce și... E bună. Nu prea? Nu, și curcă, curge. Mm. Nu prea te dă pe spate, nu? Pe mine nu, că eu nu prea sunt cu fisticul, dar e bună. Se simte... Fisticul ăsta crocant. La mine, e bună. Chiar dacă nu sunt cu fisticul. Chiar e bună. Chiar e bună, parcă se simte așa și puțină aromă, nu știu, de lapte. Mm-hmm, cred că. Ia de șeuna, deci. Da. Super. Deci ador. Aici avem și pe mini. Pe Bingo pășăric. Ce crunchy. Bună, mă. Ia, nu se compara asta cu ce faci acasă. Deci. Nu. Asta e mult mai bună, clar. Da. Și ceea ce face acasă e bun, dar asta și forma pe care o are. Și cum ar putea are aur. Cu sclipici, aur. Mini, uite că a căzut pe jos. Uite. Are sclipici. Nu știu dacă vezi. Are auriu. Uite. S-a rupt așa bine. Chiar vă recomandăm să încercați. E foarte, foarte bună. Deci se merită. La început am fost puțin sceptică, mai ales la preț. Chiar am zis, mama, am ajuns să dau atâta pe ciocolată. Apoi 100. Chiar că cea din Dubai e 100 de lei. Bine, acolo aia 20. Cea 20 de euro, mă refer la cea din Dubai, Dubai, să o iei de acolo. Da. Poate că a mai scăzut la preț, dar e foarte bună. Și am mâncat destul de mult din ea. Și nu e genul acela care să fie foarte grețoasă. Da. Cea pe care am făcut-o noi acasă era foarte grețoasă. Nu am bucată și trebuia să bei de ce... Era foarte dulce, da. Asta, văd că pot să mănânc și n-am treabă, mai ales acel ca taif. Nu cred că a pus foarte multă, dulceață. Cum să zic, fistic. Cred că n-a pus sau, nu știu, e un fistic așa mai ok, să poți să mănânci mai mult sau nu știu. Da. Uite, al nostru fisticul nostru e cam grețos, ai văzut? Dacă e o linguriță. Păi da, ăsta e amestecat cu ca taif. Și sigur, da. Și mai taie din dulceață. Super bun, deci uitați cum arată. Așa e vremea la noi. Da, arată super, super bine. Mamă, ador. Super bine. Super bine. În afară de faptul că arată bine, e și foarte bună, rău. E plină cu cremă de pisic. Imediat sunt gata vinetele. O să le las să se răcească. Și între timp mă duc să mă apuc de făcut paturile, pentru că nu am apucat. Termin pe aici prin casă treaba. Mamă, dar ce frige asta, nici nu mă pot atinge de ea. Cred că voi face vinetele doar cu ulei și cu ceapă. Nu voi face cu maioneză. Au început să ne placă mai mult așa. Doar că nu știu că mai am ceapă roșie. Plac mai mult cu ceapă roșie, dar în cazul în care nu am, le voi face cu ceapă albă. Așa. Mai aveam ceva de făcut, dar nu ne aduc aminte ce. Am uitat. Am terminat treaba prin casă și acum mă apuc să fac ciorba de sfeclă roșie și salata de vinete. Aici am 4 bucăți de sfeclă, o să le curăț de coajă, după care o să le dau prin acest robot, are acea răzătoare mică. Aici am pus ulei și zarzavat din congelator, zarzavat făcut de mine. L-am pus la călit, după care o să pun sfecla, apă, sare, piper, puțină vegeta. O să dau drumul pentru vreo 8 minute, cam așa, 7-8 minute, pentru a nu mi se sfărâma foarte tare sfecla. Maxim 10 minute. După care o să pun smântâna, puțin oțet, așa după gustul nostru și gata, ciorba de sfeclă. Se face foarte repede, mai ales la oala tefal, nu mai zic, dar și la ragaz se face foarte, foarte repede. Mi-ar fi plăcut să am răzătoare mai mare, ca asta parcă e prea mică.
dar nu am. Tocmai ce m-am uitat să verific, am mai multe tipuri de răzătoare, doar că mare. Deci două, trei bucăți câte în cap, bag acolo. Spun că voi pune și câțiva cartofiori. Peste zarzavatul pe care l-am călit, am adăugat cartofiori, sfecla, apă, sare, piper și puțin o vegeta. Iar acum o să pornesc coala pentru 10 minute. Iar la final voi pune smântânica și puțin oțet. Sau probabil că oțetul îl voi lăsa să-și pună fiecare în farfurie cât vrea, pentru că Selena... sau mai degrabă nici Selena nu este cu oțetul, la fel ca și mine. Așa. Punem aici să fie asta. Ia să vedem la supă. Așa, dăm funcția de supă. Vasele astea o să le clătesc pentru a nu le pune așa în mașina de spălat. Le bag în mașina de spălat vase. Trebuie să golesc supa, pentru că nu s-a mâncat, așa că o să golesc să spăl oala. Scoate și mie niște pepene galben, te rog, din frigider. Aici am scos partea asta de aluat, să facem plăcintă cu dovleac. Și o să mă apuc să curăț vinetele. Uitați, dovleac. Să tai... pe bine, nu cred că îl voi folosi pe ăla. Am tăiat în caserolă. Da? În cazul în care văd că... va scădea la călit, pentru că eu așa o să fac plăcinta, să călesc dovleacul precum merele la plăcintă. Atunci voi mai pune și din acest dovleac, dar vedem. Pentru că am doar această parte, o singură parte. Asta o să se dezghețe foarte repede, toc repede o ceapă, iau-le, frec așa repede vinetele cu ulei, cu ceapă. Și imediat trebuie să plec după boc. Vinetele le lasă să se scurgă. Până la urmă am spălat toate vasele, inclusiv robotul, pentru că mă voi apuca să fac compoziția pentru plăcintă. Aluatul începe să se dezghețe. Aici am tocat ceapă și o să încerc să o toc mai mărunt de atât. Nu am ceapă roșie, așa că am pus ceapă albă. Oala se pregătește să intre sub presiune și o să scot dovleacul. Acesta nu cred că s-a stricat, o să-l verificăm să vedem, nu pare să se fi stricat. O să-l fac cu zahăr, cu multă scorțișoară și cu niște arome și o să-l luăm să-l dăm așa la robot. De data asta e tura lui Marc, Selena a dat sfecla, Marc dă dovleacul. Aceea de dovleac a ieșit doar o cantitate micuță și atunci când îl vom căli clar va scădea. Așa că o să-l tai și pe acesta, dar uitați-vă și voi ce diferență la culoare. Deci ce culoare frumoasă are ăsta, un portocaliu atât de intens este în realitate, pe cameră nu se vede la fel de frumos și miroase atât de bine. Iar acesta este foarte deschis, este galben. Mi-ar plăcut mult să aibă culoarea asta. Iar l-ai pus în capac? Am mai făcut de două ori așa și nu înțelegea de ce se învârte și nu se rade dovleacul. Păi dă drumul, te ajut eu? Da. Mamă, ce portroci ești, Marc. Uite ce diferență între dovleac. M-am apucat să fac salata de vinete, apoi voi căli dovleacul. Aluatul este aproape gata. Nu-l voi lăsa să se dezghețe de tot, pentru că apoi nu pot să mai lucrez bine cu el. Și trebuie să fiu sunată să plec după Bogdi, în cazul în care nu reușesc să fac tot ce mi-am propus. Le voi face când mă întorc. Oala o voi lăsa să se depresurizeze singură. Mai am de adăugat doar smântânica și să gust, să văd dacă mai e nevoie de ceva sare, piper. Nu știu dacă unii dintre voi au mâncat vreodată ciorbă de sfeclă roșie. Este foarte bună. Eu am descoperit această ciorbă de la soacra mea de acum foarte mulți ani. De fapt, de când am intrat într-o relație cu Bogdi.
Eu nu mă dau în vânt după ciorbe, de aceea nu prea ați văzut pe la mine. Cred că am făcut o singură dată de când fac YouTube sau nici nu știu dacă am filmat această ciorbă. Dar este foarte bună. Deci dacă n-ați făcut, chiar să încercați. Asta în cazul în care vă place ciorba cu smântână și se face fără carne și este foarte, foarte gustoasă. Și are o culoare atât de frumoasă de la sfeclă. Așa, cred că vinetele sunt suficient de bătute ca să nu le fac așa nici foarte păstoase. Să le mai bat puțin, puțin. Apoi le pun în castron, pun ulei, sare și amestec în ele până sunt gata. Salata de vinete este gata, a ieșit foarte, foarte bună și miroase atât de plăcut combinația asta de vinete cu ceapă. Și o să-mi pun acum să mănânc o felie, două, trei. Îmi duc să-i duc și Selenei, lui Marc nu-i plac vinetele. Bine, lui Marc nu-i prea place mai nimica. Spăl repede vasele astea și cred că o să mă apuc să călesc dovleacul. Nici nu știu ce să fac, să mă apuc de dovleac, să-l sun pe Bogdi. În cazul în care nu călesc dovleacul, o să iau să-l bag la frigider cu această cană de la robot. Și acesta a luat, o să-l bag și pe el tot în frigider, nu o să-l bag la congelator, că nu vreau să-l congelez după care să-l scot din nou afară, așa că-l bag la frigider și mă ocup când mă întorc de el, pentru că deja se apropie încet încet să plec după Bogdi. Trebuie să cumpărăm și pâine, se iau pâine de la brutărie de data aceasta de la noi din cartier. Bogdi nu mi-a răspuns la telefon, probabil că descarcă marfa, așa că ne-am apucat să călim dovleacul. Am pus zahăr, puțină esență de portocale, scorțișoară și Selena este ajutorul meu. Am mâncat vinete foarte, foarte bune. O să pun niște scorțișoară în borcanelul ăsta micuț. După aia mă pun să umplu foaia de plăcintă, aluatul de plăcintă cu compoziția asta de dovleac. Și după aia la cuptor. După aia la cuptor și miroase atât de bine. La toamnă, așa. Exact. Abia aștept să mănânc. La oală n-am umblat deloc, o las să se depresurizeze singură. Păi să cazi, nu? Vrea să cadă, așa-i? Da, nu vrea să stea aici să fie mâncat. Uite la iubirea mea aceste floricele minunate. Și a mai venit cu cineva. Ia uitați, cu o gărgăriță. Drăguța de ea. Mai devreme am prins-o în poză. Da, a zburat. Da, ia uitați ce frumoase sunt. Ce frumoase sunt. Așa. Vezi ce frumoase sunt, Marc? Da, da, nu se uite și pe joară. Am reușit doar să călesc dovleacul. Apoi am fost sunată de Gagic să plec după el. Așa. Așa că trebuie să asamblez plăcinta. Și aici ne-a adus câteva cumpărături din Italia. În afară de aceste două bidoane cu suc. Acestea sunt luate din Slovenia de la un Hofer. Și avem două cutiuțe cu Barilla Sedanini Rigati, două fusili și aici sunt pe numere, două cu spaghete, două cu meze penne rigati și două cu meze maniche rigati. Mai avem două punguțe cu mozzarella, prosciutto crudo. Aici avem niște grisine. În această pungă sunt 6 punguțe, iar aici avem două seturi cu role. Rolele astea îmi plac foarte, foarte mult. Sunt foarte bune. Avem ciorba pe care trebuie să o finalizăm. Opa. Trebuie să-i pun smântânica și o să arate foarte, foarte bine la culoare. Curioasă dacă mi se sfărâmă cartofii, nu? Deci perfect. Și sfecla și cartofi arată într-o stare foarte, foarte bună.
imediat pun smântânica și ne punem și noi să... Să vă arăt aceste două săpunuri lichide cu miros de Marsilia. Eu iubesc tot ce conține mirosul acesta Marsilia. Detergent, balsam de rufe, săpun lichid, săpun solid, gel de duș, detergent de spălat podeaua și așa mai departe. Îl ador. Miroase genial pentru mine. Și floricelele azi de drăguțe acolo. Oh, le ador. Am pus două cutiuțe de smântână și două polonice de ciorbă. Și amestec bine, bine. În cazul în care mai e nevoie, o să mai adaug încă o cutiuță de smântână. De obicei, ciorba iese mai rozalie de atât, dar contează foarte mult sfecla. Depinde de la sfeclă la sfeclă. În rest a ieșit foarte, foarte bună. Am pus smântână, am mai pus puțină sare și piper și foarte puțin oțet. Și am lăsat-o așa să mai fierbă puțin cu capacul deschis la această funcție. Și imediat pun la răcit. Mi sete, las-o, las-o să bea. Nu vrea. Vrea să iasă, Seli, nu știe ea deloc de joacă. Că joci tu, nu e. Da. Stai. Mini, stai. Sete. Și pe Marco. Așa, după plimbarea de seară am plecat să luăm pizza. Aceasta este pizza noastră preferată de la Pizza Hut, cea mai bună. Și aici avem o margherita, asta este a Selenei. Iar aici avem două Maxi Hut. Și sunt foarte, foarte bune, cu mușchi file, cu mozzarella. Aici are și niște ardei iute pe care trebuie să-l dăm la o parte. Asta cred că e cel mai iute ardei pe care l-am încercat vreodată. Așa. Și mai avem două sosuri de usturoi și un ketchup. Și bineînțeles că nu se poate fără o bere cu lămâie. Nu, două sosuri de usturoi și un ketchup. Două ketchupuri am? Da. A, bine, mi-a dat așa. Cred că i-au greșit. Da. A, cred că au greșit. Mai, mai, dar cum de n-am văzut noi acolo? Eu am văzut ceva. Ori au băgat două porții aici în paharul ăsta. Nu cred, eu cred că atât are o porție. Și ăsta e preferatul nostru. Da. Ăsta... Aici am pregătit plăcințica. Pe deasupra am pus și niște zahăr cu scorțișoară. Și o lăsăm așa la cuptor. Jumătate de compoziție din dovleac. Așa că pe aceasta o voi pune în borcan, o bag la frigider și zilele următoare o să fac o plăcintă cu aluat făcut de mine.